Bună ziua, dragii mei, și bine ați venit la o nouă rețetă din bucătăria Jamilei. Pentru că mi-ați cerut, vom face astăzi ciorbă de burtă și vreau să vă convinc că se face foarte ușor dacă urmați rețeta mea. Pentru această rețetă vom avea nevoie de 1,5 kg de burtă de vită, 500 de grame de smântână, 6 gălbenușuri, câteva bucăți de gogoșar murat, 5 linguri de oțet, o căpățână mare de usturoi, 4 cepe, 4 morcovi, o jumătate de rădăcine de țelină, o rădăcine de păstârnac, și două bucăți de rasol de vită. Pentru început vom pune burta la fiert. Am aici o cratiță în care am 5 litri de apă, apă rece. Și în apă rece voi pune bucățile de burtă. Eu am o burtă aici care nu este prefiartă. Bineînțeles că puteți lua și o burtă prefiartă. Voi pune și cele două bucăți de rasol de vită să fiarbă împreună cu burta. Voi lăsa să fiarbă bine până când începe să se formeze spuma și până când începe să se fiarbă și carnea și burta. Am lăsat apa să fiarbă foarte bine. După cum vedeți, s-a format deja spumă pe lângă marginile oalei. Voi scoate acum bucățile de burtă. Facem acest procedeu pentru că, după cum știți, burta are un miros specific și pentru a înlătura puțin din acest miros, vom scoate bucățile de burtă. Voi opri și focul. Voi scoate și bucățile de carne, pentru că vom arunca această apă, astfel vom înlătura, după cum v-am spus, din mirosul de burtă și din toxinele cărnii. Am scos toată burta. Voi arunca această apă, voi spăla bine și carnea și cratița și voi reveni cu apă curată și rece, bineînțeles. Am pus din nou apă rece în cratiță, voi pune carnea la loc și bucățile de rasol. Și bucățile de burtă. Bineînțeles că, după cum v-am spus, puteți folosi și burtă prefiartă, dar dacă folosiți acest fel de burtă, nu mai trebuie să o opăriți cum am opărit-o eu. Pur și simplu puneți bucățile de rasol și bucățile de burtă prefiartă împreună cu legumele și le fierbeți pentru maxim 40 de minute. Am pus înapoi toate bucățile de burtă. Voi da acum focul la mare și voi lăsa să fiarbă foarte bine carnea și să fiarbă foarte bine și burta până când o putem înțepa cu o furculiță. Spumăm din când în când dacă este nevoie și revenim să punem legumele. Am lăsat burta să fiarbă foarte bine. A fiert aproximativ o oră jumătate. Acum vreau să vă arăt și cum o verificați. Luați o bucată din burtă și o străpungeți cu o furculiță și trebuie să se străpungă foarte, foarte ușor atunci când burta este fiartă. Voi pune acum peste burtă legumele. Voi pune prima dată țelina, păstârnacul. Legumele sunt tăiate mari. Morcovii sunt întregi. Voi pune doar 3 morcovi, pentru că voi păstra un morcov pentru a decora ciorba la sfârșit. Voi pune și ceapa. Am lăsat-o cu codiță pentru a nu se destrăma în ciorbă. Și voi mai lăsa ciorba să fiarbă încă o jumătate de oră sau până când legumele sunt foarte bine fierte. Legumele au fiert, le-am lăsat aproximativ 20 de minute până s-au fiert foarte bine. Urmează acum să le scot cu o spumieră pe fiecare în parte. Aveți acum două opțiuni cu aceste legume. Fie le aruncați sau le folosiți la altceva, fie le pasați cu un blender sau cu un robot de bucătărie și le puneți înapoi în supă. Eu le voi scoate pentru că mie nu-mi plac. Am scos toate legumele, voi scoate acum și burta, voi opri focul și voi scoate bucățile de burtă pe care le voi lăsa să se răcească. Voi scoate și carnea, bineînțeles, carnea de vită. Voi scoate toate bucățile pentru că trebuie să se răcească pentru a le tăia, le vom tăia fideluțe. Am scos toate bucățile de carne și de burtă, am oprit focul și voi lăsa zeama să se răcorească puțin și între timp ne vom ocupa de dresul ciorbii. Pentru a drege ciorba, vom amesteca smântâna într-un bol încăpător cu ouăle și cu ajutorul unui tel vom amesteca bine. Iar acum vom pune supă, vom lua cât un polonic și vom pune peste amestecul de ouă și smântână.
aduce această compoziție la temperatura la care este și ciorba. Am pus din zeamă peste compoziția de ouă și smântână până când această compoziție a ajuns la aceeași temperatură cu ciorba și procedând astfel vom împiedica ca smântâna să se separe în ciorbă. Iar acum vom răsturna peste restul de zeamă. Și astfel am obținut o ciorbă foarte frumoasă și care nu s-a separat deloc. Voi lăsa puțin zeama deoparte și ne vom ocupa de bucățile de burtă. Voi tăia cu bucățile de burtă, ele s-au răcit puțin și le pot manevra. Voi lua o bucată, pe care o voi tăia în fâșii mai mici pentru a o putea tăia mai ușor. Și voi tăia fâșiuțe, gen tăieței, tăiați cât de gros sau de subțiri vreți. La fel și cu restul. Burta s-a fiert foarte bine. Nu vă recomand să folosiți burta din aceea prefiertă pentru că nu are gust. Aceasta este mult mai gustoasă. Vom tăia și puțin din rasol. Vreau să vă arăt. Acesta aproape că se sfarmă singur pentru că a fiert foarte bine. Decât să fie bucăți mai mici. Puteți folosi în loc de rasol și oase de vită pe care să le puneți doar pentru gust. Nu este obligatoriu să puneți carne de vită la această ciorbă, dar va da un gust mai bun rasolul de vită. Aproape că se sfarmă singur. Voi termina acum de tăiat toată carnea și toată burta și revenim pentru a le pune în ciorbă. Am terminat de tăiat burta și bucățile de rasol, iar acum le voi pune înapoi în ciorbă. Voi da acum prin răzătoare morcovul pe care l-am oprit mai devreme, prin răzătoarea mică. Clăticioară și voi pune morcovul ras la călit. Îl voi lăsa pentru 2-3 minute sau până când începe să se călească ușor. Morcovul s-a călit, l-am lăsat cam 3 minute. Voi opri acum focul și îl voi lăsa pentru 1-2 minute să se răcească puțin. Cât timp se răcește morcovul, voi tăia câțiva gogoșari murați. Micuți, în cubulețe micuțe. O voi pune acești gogoșari doar pentru aspect și de-aia vreau să fie în cubulețe micuțe. Nu este obligatoriu să puneți gogoșari sau nici morcov, nu este obligatoriu să-l puneți. Eu îl pun pentru aspect, pentru că arată bine. Iar gogoșarul îl pun pentru gust, este ușor acrișor și merge foarte bine la ciorbă. Dar vouă, dacă nu vă place, nu le puneți. Am ajuns și la ultimul pas. Trebuie să punem acum doar ultimele ingrediente pe care le vedeți și voi aici. Voi începe cu sarea. Voi pune sare. Eu pun tot timpul sare la sfârșit pentru că am înțeles că sarea întărește burta și nu pun de obicei la început. Apoi voi pune gogoșarii pe care i-am tăiat frumos. Peste gogoșar voi pune și morcovul. Călit înainte, care va da o culoare frumoasă, galbenă. Voi pune și usturoiul, pe care l-am zdrobit înainte, cu ajutorul presei. Iar la sfârșit punem și oțetul. Bineînțeles, gustăm apoi ciorba și mai punem oțet dacă mai este nevoie. Și aceasta este rețeta mea de ciorbă de burtă. Aceasta este rețeta mea de ciorbă de burtă. Sper din suflet să vă placă și sper să o încercați și voi. După cum ați văzut, se face ușor dacă urmați pașii mei. Eu vă mulțumesc că m-ați urmărit, vă doresc poftă bună și pentru mai multe rețete vă invit să accesați link-urile afișate pe ecran. La revedere!